bine v-am găsit. Astăzi iar suntem în ocolul vântului și este foarte, foarte cald și nu știu ce să facem. Nu-i așa? Când îl ia, nu știu ce să facem. E bine tare. Ce sugestia crede? Când îl ia. Eu aș crede că stă la umbră, cred că mie nu-mi prea place căldura. Nici mie la fel. Da, câine? Haide să studiem acolo. Vedem ce fac câinii când le este cald. Câinii fac tot aceleași obiceiuri. Da? Aceleași obiceiuri, tot aceleași obiceiuri. Îi place să fie mângâiată tare, mâncare, mâncare, nu-i așa? Vedem ce face câinele vampir. Astăzi n-am mai sub sânge de la găință, de la vrăzile sale favorite, șoarece. Ce? Mănâncă grăunțe. Grăunțe male, grăunțe diavolești. Grăunțele dracului. N-ați observat, probabil. Uitați, un stol de porumbei. Porumbeii fantomă. Coșturul solului lor pot speria predătorii, crezând acest stol că este o fantomă gigantică. Fascinant. Dar sunt doar câțiva. Uitați la această găină drăcească săltăreață. Îi place să sară în loc să fugă. Chiar interesant. Interesant. Un pui drăcesc, negru. Foarte interesant. Iar câinele Liliac a pus ochii pe el. Oare vrea să-l vâneze? Ce faci, Bătica? Ce faci, câinele Liliac? Ei, îl urmăresc să văd ce face. Vreau să-l arăt mai de-aproape. Nu mulțumesc, că-i prea cald. Priviți, este câinele fantomă. O câine, mai sănific. Acesta nu-i place soarele. Mult preferă răcoarea. Tuturor câinilor adoră răcoarea. Lor le trebuie temperatura potrivită. Hai să continuăm să ne uităm la puiul drăcesc. O specie fascinantă de pui. Câinele diavol cred că ar trebui să sugă sânge de la pui. Îi place foarte mult să atace pui. Dar în fața unei găini luptătoare nu s-ar putea să bată. Numai inteligența ar trebui. Dar dacă nu se poate furifra, deodată nu-i prea iese mâncat dacă puiul e foarte, foarte, foarte imprevizibil. Înțelegi? Aceștia vreau să pună ochii. Nu, cățică, Liliac, să nu-l atași. Opa! Ai grijă! Puiul a fost chiar în mare pericol, din cauza câinele diavol. Găina luptătoare este mai invincibilă. Opa! Un porumbel fantomă. Sunt mai mulți, tare. Ați văzut ce luptă faină a fost? Mă, câine diavol, ce rău ești, ești ca un drăgușor, bă, mor puișor, bă. Bine că tu ai scăpat, câinele. Ești a mea, verișoara mea. Câinele diavol este al verișoarei mele, iar câinele Liliac este al meu și câinele fantomul. Dar am grijă și de toți, Iepurii nu fac nimic decât stau. Înțelegeți? Iepurii încolo. Puiul pare cam speriat. Dar nicio grijă. Mama ei este în orice poziție de atac. Găina luptătoare. Este faină. Ai grijă. Trebuie să mângâim foarte încet. Cetișor. Ei au o forță foarte puternică. Pe mine m-au zgâriat câteva ori dacă i-a atingi pe nas. V-am mai zis în episodul anterior.
spalinare unice. Haideți să filmăm în continuare această familie mică. Vedeți? Ah, ce jucăoși sunteți. Să nu mai atacați puiul. Ei sunt deasupra lanțul de trafic. În ocol. Nimeni nu poate să-i mănânce. Deci, care e deasupra lanțului trofic are noroc. Dar se pare că până ce găina asta nu mai are niște pui, puiul ăsta este o pradă ușoară pentru câini ăștia. Ah, păi murdărit câțică de liac de porumb de la stăiert. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like și să stați la umbră pentru că este foarte cald. La revedere! O zi bună!